Încă din primul an de mandat, primarul comunei Domnești, Ion Duruzmădu, a realizat un proiect prin care această localitate de pe Valea Râului Doamnei să poată să aibă, din punct de vedere cultural și arhitectural, un semn distinct. Prin urmare, împreună cu angajați din administrația locală, dar și cu alți oameni ai locului, au proiectat un impozant arc de triumf. A urmat strângerea de fonduri pentru executarea lucrării, iar meșterul popular Ion Rodoș din Nucșoara s-a apucat de treabă. Lucrarea a fost definitivată, iar în luna septembrie, arcul de triumf va fi montat la intrarea în localitate în fața casei de cultură. Anul acesta, Domneștiul a împlinit 500 de ani de atestare documentară, iar la sfârșitul lunii septembrie, locuitorii comunei, alături de invitați, vor dedica o zi specială acestei aniversări. Arcul de triumf are sculptat pe el 13 imagini care sunt legate de evoluția istorică a acestei localități. Proiectul de suflet al meu este Arcul de Triumf. Arcul de Triumf, care anul acesta, când am împlinit 500 de ani de atestare documentare, e făcut de meșterul popular, domnul Rodoș. Sperăm că până septembrie, eu vreau să fie până la ziua comunei, care, apropo, ziua comunei va fi, ca întotdeauna, ultima duminică din luna iulie, pe 30 iulie de data asta pică, unde vă invit și pe dumneavoastră. Și vreau să, ca în aceea zi, să-l amplasăm și să-i tem panglica. Și pe aceea m-am gândit, nu e bine așa, pentru că e un lucru totul separat. E un lucru de mare importanță pentru Comuna Domnești. Ziua Comunii e ziua Comunii, care o facem fiecare an. Dar acest simbol al, pot să spun, al libertății. Trebuie să aibă o încărcătură spirituală. Separat. Separat de orice. Bun, acest arc de triumf unde va fi amplasat? Va fi amplasat în fața casei de cultură. Fața casei de cultură. Este un arc de triumf. Dacă îmi permiteți, aveți acolo poza. Eu ca am s-o arătăm. Văzut poza aici, la intersecție. Ați văzut-o pe banner. Okay. Dar uitați acolo. Chiar dacă o să o filmați și poza. Și ce se întâmplă? Am studiat bine cum vreau să-l facem. Nu sunt zgârcit cu materialul, n-am fost zgârcit cu bani, n-am fost zgârcit cu nimic. Mai ales că acest arc de triumf e totul făcut din sponsorizări de la mine și de la prieteni. Nu a afectat bugetul comunei Domnești. Acest arc de triumf are o înălțime de 5,80 m și o lățime de 8 m. Va fi amplasat la intrarea spre Casa de Cultură. Și cea mai frumoasă problemă la el e faptul că cea mai importantă e că pe el vor fi 13 imagini din istoria Comunei Domnești sculptate în lemn de paltin. De când a venit prima descălecare a voievodului în Comuna Domnești, de atunci, inclusiv cu corurile, cu tot o istorie întreagă până ajungem în prezent. Numai în sculptură. Deci nu am cuvinte să vă spun cât de frumos e. Deci nu pot fi redate în cuvinte. Imaginile o să fie ceva de vis. Cu ocazia acestui eveniment, la Domnești vor poposi personalități ale vieții culturale din Argeș și din România, oameni politici, dar și invitați speciali, care au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea acestei localități.